Slăviți să fie Domnul! Amin. Mulțumesc Bunului Dumnezeu care astăzi mi-a ajutat să ajung pentru a doua oară în biserica aceasta. Am mai fost prima dată, cred că acum 30 de ani, prin anii 82, eram într-o delegație la Cluj, am venit aici în biserică, astăzi sunt pentru a doua oară și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Mi-aduc aminte când fratele Sandu mă prezenta aici, noi ne cunoaștem de mai multă vreme, în satul Vânător din Botoșani. Era un grup de frați, veniți într-o duminică seara. Printre ei era și un frate inginer. În vremea aia nu erau mulți ingineri. Și fratele Popovici, bătrânul, l-o prezenta pe frate. Fraților, avem în mijlocul nostru un inginer pocăit. Să vedeți că o să predice el. Și l-o numit. Și zic, nu i-a spus fratele Nicu Bârsan. I-a spus, va vorbi inginerul Nicu Bârsan. Și fratele Nicu, când o ieși la învon, o scriu, frață, cu prezentarea asta am pierdut și puțină putere care o mai aveam. Doresc ca Domnul să ne dea putere tuturor în ziua de astăzi. Hai să ne ridicăm în picioare, vrem să citim din Ioan, din capitolul 18, câteva versete, începând cu versetul 36, pagina în Biblie 1051. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat, da? A răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. Eram la o întâlnire de familie și printre cei prezenți era o mămică cu un copilaș mic, așa ca acesta în brață. O veni și ea să se bucure. Și un frate bătrân, un frate de 80 și ceva de ani, s-a uitat la el și a spus, măi, te-ai născut la necaz pe lumea asta. Și mie nu mi-a plăcut remarca. Și am spus, dar de ce s-a născut la necaz? De ce nu s-a născut la bucurie? Că așa suntem noi români, săracul. Dar de ce n-am spune noi bogatul? Și atunci mi-am pus și eu o problemă așa, în mod serios. Totuși, de ce m-am născut eu? Domnul Iisus se prezintă în fața lui Pilat și îi spune, eu de aceasta m-am, eu pentru aceasta m-am născut. Tu pentru ce te-ai născut? Văd aici frați, surori. V-a spus odată întrebarea în modul cel mai serios. De fapt, pentru ce m-am născut aici? Era într-o vreme când eu eram năcăjit. Cu palmele astea două mi-am construit casa împreună cu soția. Și am și servit și acum lucrez la CFR-ul. Și animale și muncă mult în câmp. Mă trezeam dimineața, fugeam la autobuz. Autobuze din aia înghesuite cum erau, mergeam la servici. Strigau la mine toți, eu eram cel mai mic între ei. Veneam acasă, alergam în câmp, îmi zideam casa. Mă așezam noaptea în pat, așa, și nu știam când sunat dimineața ceasul, mă întrebam oare ce s-a întâmplat. Și era timpul să plec iarăși la lucru. Și odată am spus, Doamne, de ce m-am născut eu? Ce rost are toată alergătura asta? Ce rost are toată frământarea asta? Pentru ce m-am născut eu? Și am găsit aici un răspuns pe care l-a dat Domnul. Îi spunea lui Pilat, eu pentru aceasta m-am născut. Și aș vrea în ziua de azi să vedem pentru ce ne-am născut noi. Frații mei, noi aici stăm înaintea unui Dumnezeu care ne știe și ne cunoaște. Atât de mult mi-a plăcut Psalmul 139 pe care frații l-au citit. Vă avertizez, noi suntem înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște. Noi ne facem prezentările. El e fratele cutare, ea e sora cutare, dar vorba lui Simionuc, când a fost întrebat de un frate, îl cunoști? O zic, până la cămașă. Mai departe nu-l știu. Vorba fratelui care spunea din nevastă lui Ieroboam. Noi suntem înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște. Eu odată de aici am predicat și am intitulat predica Nu încerca să te ascunzi. Când întreba omul acesta, psalmistul David, unde mă voi ascunde departe de fața ta? Știți, oamenii au ascunzătorile lor, dar astea nu rezistă. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, spunea Apostolul Pavel, voi nu judecați înainte de vreme, nimic, până va veni Domnul și va scoate la lumină lucrurile ascunse și va da gânduri, pe față gândurile oamenilor. Știți, avem ascunzătoarea cea mai bună. Sunt gândurile noastre. Noi ne ascundem gândurile noastre și nimeni nu ne știe. Pozăm bine ca neprihăniți, știm să luăm o înfățișare de om evlavios, dar gândurile tale, dumneavoastră proiectați aici versete, v-ați pus întrebarea așa, dacă într-o zi
Într-o duminică dimineață, gândurile tale de ultimele 24 de ore numai ar fi proiectate acolo. Tot așa har aș avea la predică, tot așa voce bună aș avea la cântare. Am fost în Nürnberg, la tribunalul militar unde au fost judecați criminale de război, și acolo ni s-a prezentat procesul cum a fost făcut. N-a fost multă vorbă. Procurorii acuzării s-au ridicat și au proiectat filmele cu acțiunile lor. Și le-am văzut și eu. Ofițeri din ăla cum împușcau oameni în cap, așa. Și cei criminali erau în boxe și acolo pe perete vedeau filmul vieții lor, tot ce au făcut. Și nu puteau să spună că nu e așa. Dragii mei, noi avem o scunzătoare teribilă în gândurile noastre. Dar vine Apostolul Pavel și spune, vine o zi când gândurile oamenilor vor fi date la iveală. Haideți în dimineața aceasta să avem gânduri curate, gânduri după voia lui Dumnezeu, amin? Unii se ascund în singurătate, dacă aș lua aripa zorilor să mă duc la marginile pământului și acolo, dacă aș zice cel puțin întuneric cum mă va acoperi și se va preface noapte lumina din prejurul meu, iată că pentru tine nici întunericul nu e întunecos și noaptea este ca ziua. Nu putem să ne ascundem în singurătatea noastră. Te izolezi într-o casă, te închizi acolo și nu te știe nimeni. Dumnezeu te știe. Unii se ascund în mulțime. Un împărat a spus odată, nu vreau să știe nimeni cine sunt. Și a schimbat hainele, vorbesc de Ahab. Și a plecat la luptă. Și chiar nu știu nimeni cine. Dar un soldat mai neinstruit a tras o săgeată la întâmplare. Și săgeata aia la întâmplare, pun eu în ghilimele, l-a lovit la încheietura platoșii și Ahab a murit în carul lui și sângele a curs acolo în carul de lupte. O știu Dumnezeu unde e el? Spui, mă duc la Cluj, la facultate, că eu sunt venit dintr-un cătun și când intră 20.000 de oameni la stadion, cine mă știe pe mine acolo? Când intră 1.000 de oameni la un cinematograf, de fete și băieți, cine mă cunoaște acolo? Este unul care te cunoaște. Poate nu te știe mama, poate nu te știe comitetul de unde ai venit, dar este un Dumnezeu care te știe. Amin. Și spunea omul Dumnezeu, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi de ce ne cunoaște? În primul rând ne cunoaște că El ne-a creat. Și David nu și-a putut explica, mă uit la Caleb, e o minune. Și fiecare copil adus aici la binecuvântare, sunt tot atâtea minuni. Și David încerca el să-i explice, trupul meu nu era ascuns de tine când eram țesut într-un loc ascuns, în chip tainic, ca în adâncimile pământului și cam atât. Mai mult nu știm. Omul este un univers încă neexplorat. Cu cât mai mult medici, oameni de știință, savanțe, descoperă minunățile trupului omenesc, cu atât se minunează mai mult. Și încă nu se știe cum pornește Dumnezeu inima aceea. La 7 miliarde de oameni, Dumnezeu se implică în fiecare zămislire. Și Dumnezeu ne cunoaște, El ne-a făcut. Crezi că dacă ești bolnavă de ficat, Domnul nu știe că tu ești bolnavă? Dacă ai probleme în viața ta și boli pe care le ascunzi poate de mult, crezi că Domnul nu le știe? Păi El ne-a făcut și pentru că El ne-a făcut, El ne cunoaște. Citeam undeva odată că în America era o mașină trasă pe dreapta cu capota ridicată în sus. Și un șofer chinuit, așa cum eram noi cu dacele înainte, repara acolo ceva. Poate nu chiar așa. Și în spate oprește un domn elegant, se uită la el, ce ai pățit, domne? Domnul nu-mi pornește. Se uită omul așa, îi schimbă o siguranță și ăsta, care era în pană, scoate un... Hai să spun 100 de lei, că n-ajung lei în America, știi? Îi dă 100 de lei la aceala. Și ăla zice, nu pot să primesc. Dar când s-a prezentat, o dat mâna cu el, zice, mă numesc Gerald Ford. El era inventatorul motorului. Ăla o studiat nopți întregi, o făcut schițe și el știe fiecare lucru din motor. Și când s-a uitat la el, o zice, aici e defectul. Apoi Dumnezeu ne-a creat pe noi, El ne-a făcut. Crezi că nu știe de boala ta, de neputința ta, de amețala care o ai și de altele de care te plângi, nu? Dumnezeu ne știe. Ne știe pentru că El ne-a făcut. Și în al doilea rând, ne știe pentru că El continuă să ne cerceteze. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și aș dori ca Domnul să ne cerceteze pe toți în dimineața aceasta. Revin la gândul care îi spuneam. Pentru ce m-am născut eu? Unu, eu m-am născut aici ca prin mine Dumnezeu să exercite autoritatea Lui pe pământ. Geneza 1:28, Dumnezeu i-a binecuvântat, le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniță. Și ne-a făcut Dumnezeu stăpân peste păsări, peste fiarele câmpului, omul îi coroana creației lui Dumnezeu. Am
constatat în ultima vreme cu tristețe, parcă din infern s-a tăbărât așa o legiune de duhuri de frică, de descurajare, de îngrijorare. Sunt frați și surori care vin la adunare și au un duc de frică. Și Biblia spune, dar voi n-ați primit un duc de frică. Noi am primit un duc de tărie. Doamne, dă-ne-l la toți în dimineața aceasta. Sunt aici să vă spun, Dumnezeu când te-a adus pe tine în lume, când a făcut oameni, a vrut ca prin ei să stăpânească pământul. Și noi trebuie să exercităm puterea lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu. Adam sta printre animalele sălbatice, nu se temea. Noi nu alergam, nu fugi speriat de la ușa corabiei când fiarele sălbatice intrau acolo. Mie îmi place să predic de Samson. Îmi place să predic, o plecat la o fată, se ducea omul sânsoare și a ieșit un leu tânăr, un fioroc de așa coada și s-a repezit la Samson. L-a prins Samson, așa a făcut cu el. Și nici nu o spun la nimeni, dacă aș bate eu un câine mai mare, m-aș duce acasă și aș povesti la copii cum mi-am tras. Dar Samson nici nu o ajută cu, nici nu o spun la nimeni. Îmi place să predic de David. Când se lupta cu Goliat, îi spune Saul, dar cum, ce argumente ai? Cum mă convinci tu? Robul tău paște oile tatălui său. Și când un urs sau un leu îmi iau o oaie, eu mă arunc și eu smulg din gură. Și dacă se ridic împotriva mea, eu îi rup falca. Dea domnul păstor din ăștia, amin? Era un păstor cu noi tare bine, mi-e prieten, tare legist. La el, păcatul și drept, e bun cum era el, dar parcă era prea legist. Nu mai era iertare, nu mai era mântuire, nu mai avea ce scaun la adunare. Și vine un frate și pe el îl cunosc bine și îi predicat despre David. Se spunea, frate păstor, David păștea oile și au venit ursul și când i-a apucat o oaie, i-a sfâșiat, a căzut lâna pe dânsa și David s-a uitat, a avut de acum să o mănânce. Dacă tot o rupt așa, îmi strică turma când vede unul o oaie cu blana ruptă. Așa făcea? Și păstorul cu o jumătate de gură zice că nu. Dar cum făcea? O lua așa rănită cu mâini, el se lupta cu leul, păstorul se lupta cu leul și aducea oaia rătăcită înapoi și îngrijea de ea, să dea domnul păstor, așa, amin? Mi-aduc aminte de un băiat de 17 ani care a chemat părinții băiatului niște frați, eram și eu printre ei, dar erau niște frați cu autoritatea lui Dumnezeu, niște proroci, niște păstori și am intrat în spitalul din nebun de la Socola. Un băiat de 17 ani s-a stricat de cap, a consumat droguri și în momentul când a fost depistat și s-a oprit, l-a dus la un medic în cămașă de forță și era acolo. Nu vă spun ce sentiment am trăit când am intrat într-un salon de acela, ci presiune demonică era. Și la băiatul acela am pus o întrebare, care din noi mai isteți? 20 de minute, poate nu a vorbit niciun cuvânt. Ne-a ignorat total, parcă nu eram. Și era fratele Axânt de Octav de la Botoșan, un om al lui Dumnezeu. Și spune, stai bă, dar noi ne rugăm toți de el. Și am făcut o rugăciune și Dumnezeu l-a eliberat. În ziua aceea i-a făcut actele, a plecat și merge la adunare și o continua studiile. De ce? Pentru că sunt lei din ăștia care sfâșie turma. Sunt lei din ăștia care prind pe tineri din adunare, mai ales pe aceia răzleți. Și mie îmi place să predic de oameni care nu se tem nici de leu și nici de urs. Sunt aici ca să vă spun, noi ne-am născut, dar noi suntem copii de Dumnezeu, frate. Nu pesimiști, nu cu capul în jos, nu plângem, nu ne văităm. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când cerem ceva după voia lui face, amin? Odată un om s-a uitat și a spus, tata, știa că Dumnezeu e tată. Am și eu o rugăminte. Oprește un pic soarele asupra Gabaonului. Și oprește și luna asupra văii aia Lonului. Și s-a uitat Dumnezeu, a spus, Iosua, așa fac. Și l-a oprit. Ba încă un împărat odată a spus, e puțin să se oprească. Dă un pic înapoi soarele. Și povestea un frate că Dumnezeu e așa de mare, cerurile cerurilor, nu-l pot cuprinde. Și a luat Dumnezeu pământul în mâinile lui și a spus, stai că îl dau puțin înapoi. Și l-a dat puțin înapoi. O anulat toate legile care le știm noi că El e Dumnezeu. Dacă cer ceva după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te ascultă, amin? Noi suntem fii de Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Am venit azi să vă spunem, nu vă temeți de nimic. Nici de boala ta, nici de sărăcia ta, nici de frământările politice, chiar nu ne interesează. Hai să mai fac aici o adăugire. Spune în Biblie, nu se teme de vești rele. Vă temeți de vești rele? Măi, odată m-am temut. Trebuia să merg în armată, eram la Brașov
Și era în anul în care rușii au intrat în Afganistan. Și nu era de ascultat vocea Americii sau Europa liberă. Și a venit un coleg de cameră, avea un aparat de radio, îl punea în priză și noi ascultam cu urechea acolo. Trupele sovietice au mărșăluit în Afganistan, un nav american patrulează în zonă. Și eu mă gândeam, domnule, trebuie să mă duc în armată, începe războiul, eram tânăr. Într-o seară, băiatul ăla cu radio s-a mutat în altă cameră. Și când a plecat băiatul ăla în altă cameră, teama mea s-a dus. Am făcut armată, am venit înapoi, am copii, am 52 de ani, merg pe 53 de ani și nu m-am mai dus în războiul acela. Nu se teme de vești rele. Dar voi de ce căutați veștile rele? Eu am avut așa pentru că nu prea am mijloace de informație, nici televizor acasă, nici n-am avut niciodată și nici de prin adunare. Tot auzeam cu întârziere. Și odată îi spun la nevastă, mă, dar ce... Pe ulița asta nu trece nimeni să-mi spună nimic, parcă curiozitate așa de noi, știți, caracterizează femeile, dar nu-i străini, nu-i bărbați, curiozitatea asta. Și vine un proroc odată, spune, în casa asta am lăsat o protecție și tu nu vei auzi toate lucrurile care pe tine te-ar deranja, mulțumești Domnul pentru asta. Și aud câte ceva, dar aud după o lună de zile, măi, știi ce s-a întâmplat chiar în adunare? Asta e protecția, domnule, nevasta spune, taci, asta e protecție. Apoi, la ce s-a întâmplat cu o lună în urmă, de ce să mă mai frământ? Vă propun un exercițiu. Știu că mulți din dumneavoastră nu pot fără să asculte actualitățile. Și dacă vreți, vi le spun eu pe alea de diseară. În sud bate vântul, un incendiu, un viol, prământări politice, vi le spun eu. Dar dacă stai acolo și te uiți la ele, veștile alea reale te vor marca. Dar vă propun exercițiul ăsta, când încep actualitățile, tu du-te, ia o harfă, cântă cu gura până la urechi două cântări tare, citește un psalm, roagă-te înaintea lui Dumnezeu, ridică mâini, spune mulțumesc că tu ești Dumnezeul meu, care mă păzești pe mine și casa mea și nu numai ajunge la urechile noastre veștile rele. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Spune psalmul 34, eu am strigat către Domnul și El m-a izbăvit de toate temerile mele. Eu aveam un studiu despre boală, originea bolilor, pe 4 capitole, dar nu predic astăzi aici. Dar când vorbeam de boală, mai vorbeam de încă un lucru tot periculos. Nu de boală, de frica de boală, de teama de boală. Că multe surori și mulți frați se tem câți bolnavi. Și nu e atâta boala cât e de mare frica lor. Mi-aduc aminte odată, o soră din adunare, din soția mea, și îi spunea ce boală a avut ea. Și până la urmă, doctorul a depistat-o că are glandă. Și nevastă mea, ce era simptomele, avea exact ca ea. Pleacă sora și vine nevastă mea, mie hotărât, îmi spune, eu am glandă. Dar de unde știi? Uite, exact ca ea am avut și eu avut glandă. Măi, n-ai nicio glandă, stai liniștită. Nu, eu am glandă. Pentru că teama asta se încuibărește aici în minte. Și era undeva la câmpul lung moldovenesc un doctor renumit. Și o contactat-o și pe nevastă mea, nu vrei să facem un control? Eu îi spun, nu te las. Mă lași? Nu te las. Zice, n-ai nicio glandă, stai acasă. Dar s-au găsit o alta. Și îmi povestea cineva că 5 surori, așa voinici, nu m-au urlat motorul printre munți. Se duceau toate la control. Măi, dar nevastă mea, nu stă liniștită. Eu probabil că mă ascultă dacă nu e la adunare sau o să mă audă. Și a venit o specialistă de la ea și îmi spune, totuși eu am glandă. Măi, du-te. Du-te și te veri. Vine acasă bucuroasă, n-am glandă. Și de când a spus că n-are glandă, gata, e mai bucuroasă, mai veselă. Domnul să ne păzească și de frica de boală. Amin? Dar noi nu trebuie să ne temem, fraților. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă suntem bolnavi, El ne vindecă. Dacă am păcătuit, El ne mântuiește, ne iartă. Noi venim cu sinceritate înaintea Lui și Dumnezeu e Tatăl nostru. Amin? Amin. Doamne ajută-ne la aceasta. De asta am venit să vă spun, nu vă mai temeți așa de tare. Nici de frământările politice, nici de ce se întâmplă în lumea asta, nici de criza economică. La noi a venit un frate nu tare de mult și a ridicat mâna dreaptă în sus și a predicat 45 de minute. Și a spus, așa e că nu vezi bune mașinile? Vorbea de mulțumire și nemulțumire. Nu aleargă destul de tare, așa-i? Că sunteți nemulțumiți. Fraților, eu până la Stalingrad am făcut 3 ani și jumătate. Și am venit înapoi și acum vă predic vouă. Avea 98 de ani, fratele. Ei, vedeți dumneavoastră, noi suntem nemulțumiți de tot ce se întâmplă și câteodată fără motiv. Și ne temem fără să trebuiască să ne temem. Doresc în ziua de azi Domnul să dea la o parte orice duc de frică.
Să muște duhurile astea de frică și să plecăm de aici ca și copii al lui Dumnezeu. De ce ne-am născut noi? Ca să, prin noi, Dumnezeu să-și arate autoritatea Lui. Amin? Amin? Eu pentru aceasta m-am născut în al doilea rând și în dat închei, că aveți și alte probleme astăzi. Pentru aceasta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Noi suntem așezați de Dumnezeu aici, în Cluj, ca să fim predicatori. Eu predicat astăzi la Amvon, tu predici mâine la școală, predici la serviciu, dar spune ceva despre adevăr. Doamne, ajută-ne să vorbim de adevăr. Și Hristos a spus, eu de asta am venit, măi, Pilat. Eu am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Și Dumnezeu a îngăduit să te naști aici, în Cluj, să faci școala pe care o faci, să ai locul de muncă pe care îl ai, acolo unde ești tu, să mărturisești despre adevăr și să ne ajute Domnul aceasta. Adevărul e unul singur. Ioan 14:6, eu sunt adevărul. Realități mărunte din astea, din fizică, din chimie, din biologie sunt. Dar fără Hristos n-au nicio valoare. Spunea cineva, făcea o comparație cu constructorii, dacă aș putea să stau de vorbă, există acea construcție în formă de arc, arc de boltă, sunt foarte rezistente. Țin și mii de ani construcțiile astea. Cum se fac construcțiile astea? Se face un schelet din lemn, se fac două picioare și pe scheletul ăla se clădesc așa în cant pietre sau cărămidă. Iar ultima din vârf este în formă de pană și se prinde acolo. În momentul când ai luat schela, toate pietrele acelea o prind pe aia din mijloc. Aia se cheamă cheia de boltă. Cineva spunea, ăla e Hristos. Cheia de boltă, ăla e piatra, cheia e Hristos. Și toate pietrele acelea au valoare când sunt sprijinite pe Hristos. Dacă se scoate cheia de boltă, se scoate piatra aceea, totul se dărâmă și e un morman de dărâmături. Toate adevărurile tale din chimie, din fizică, din medicină, care sunt realități, nu le putem contesta, au valoare atâta vreme cât se sprijină pe Hristos. Când Hristos este deasupra, în rest sunt adevăruri fără valoare. Spunea Domnul, eu am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Tu mărturisești? Doamne, ajută-ne la asta. La noi a venit un băiat de clasa 6 de la școala generală, la pocăit. Și am întrebat, dar ce faci aici? Păi m-a adus cineva. Și a venit odată, și a venit de două ori, și a venit de trei ori, și a început să-i placă. Și mama spune, mă duc să văd unde merge băiatul meu. Cum natele ies două măicuți a mănăstirii, de acolo se pleacă în pelerinaj, de acolo se vine o familie de ortodoxi. Și vine la adunare mama sa și îi place și ei. Și vine și el la adunare. Și când vine la adunare, frecventează o vreme, se înscrie pe lista de botez. Îmi spune mie, frate Dragoș, eu vreau să mă botez în apă. Bine, soră, stau de vorbă cu ea, sora Ileana, eu vă dau nume, vă spun întâmplări numai care le știu, care îți pot verifica. Când se apropie ziua botezului, vine la mine, spune, frate Dragoș, nu mai pot să iau botezul. O spus bărbatul meu că mă scoate la casă, mă omoară, m-a amenințat. Măi, soră, dar le faci cum vrei, nu? Dar noi facem stăruință după Duhul Sfânt, Domnul botează cu Duhul Sfânt. Se ridică de pe genunchi, vine la mine, eu vreau botezul în apă. Dar ce-ți face bărbatul? Egal ce mi-a face eu botezul în apă. Soțul îi spune dimineață, măi, nu te duci și nu te boteza la pocăiți. Ea vine, ia botezul și îmi spunea după aceea, frate Dragoș, mergeam spre casă, în fața mea, vreo 3-4 surori, povesteau, comentau programul și una spunea de ăla, o predicat bine, dar o ținut prea mult. Dacă predica mai scurt, îi stea mai bine. Alta spunea cântarea, dar eu mergeam în urma lor și mă gândeam, Doamne, moaie inima la bărbatul meu. Și când au ajuns acasă, bărbatul ies în mânios, întreabă, ai luat botezul? Da. Păi tu ai luat botezul, spune el, uite, eu am stat acasă, am făcut mâncare, hai să mâncăm. Și așa cum mi s-a luat ca un pietroi de pe inimă. Dar Dumnezeu în familia aceasta a îngăduit un duc de tulburare peste cineva și nu a mai avut doctorii ce face, era o persoană posedată de diavol și nu a mai avut nimeni, nici slujbe care le-a plătit nimic. Și bărbatul ăsta, ortodox, a venit la frații noștri și a spus, nu veniți să faceți rugăciune într-o seară de iarnă. Și nu-i mult de atunci, poate. A plecat frații, a făcut o rugăciune, Dumnezeu o eliberat. Când bărbatul ăsta a priceput că persoana în cauză e eliberată, în fața fraților s-a dus în beci, o luat damingenele cu țuică și le-a spart așa în fața lor. O aruncat totul, în prima duminică, o venit la adunare, s-a hotărât, o luat botezul în apă, Domnul o botezat cu Duhul Sfânt și la noi în adunare el predică Evanghelia. Știți de ce?
că niște băieți din clasa a șasea, băiatul ăla a crescut și el mare și ordina ca și prezbiter acum, niște băieți din clasa a șasea n-au tăcut, au spus, eu de aceasta am venit, ca să mărturisesc despre adevăr. Există slujbe speciale, Ieremia 1:5, înainte ca să te fi întocmit în pântecele mame tale, eu te cunoșteam și te-am pus deoparte. Sau dacă vreți în Fapte 9:15, Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te la Saul, că este un vas pe care l-am ales din pântecele mamei lui. Sunt slujbe speciale și Dumnezeu acolo nu are nevoie de mercenari. Oamenii care îi așează, îi caută, îi pune, îi investește. Dar de pocăință ne putem pocăi toți. Dar la pocăință suntem chemați, dar să vestim adevărul lui Hristos, trebuie să o facem toți. Doamne ajută-ne la asta. Amen. Noi au fost acum 2 ani o căsătorie, fata singură din familie, venită din Pătrăuți, băiatul de la noi. Băiatul nu era foarte pocăit. O venit la mine odată să ceară botez și eu am spus, Anani, umblă prin sat 2 luni ca un pocăit și eu îți dau botezul, că e mult. Și nu mai lua botezul. Ajunsese aproape 30 de ani și îi spunea, dar nu iei botezul? El spune, eu am cerut botezul. Dragul și răspunde de mine, nu sunt de ei. Eu cum să-i dau botezul dacă nu-i pocăit? O venit din Austria cu bani și cu o motocicletă puternică. Și mergea, și mergea pe o roată, când ieșeau frații de la adunare, el făcea o colbăraie pe o roată acolo să facă impresie. Și un om nipocăit îi spune, băi băieți, ai vă 30 de ani, du-te în soarte, lasă, nu mai năcăi. Și că 2 zile mai fac figuri de astea și mă duc la lucru. Și după ce a spus vorba asta pe motocicletă, mergeam spre Suceava, un frate, chiar pocăit, un bătrân cu un car, trecea cu fân. Nu mai putut frâna, a intrat în el, 20 de zile a fost în comă, dar biserica s-a rugat. Nu vreau să țină cont că el a fost obraznic și neascultător. Biserica a stat zile în post și azi la noi biserica e în post cu toată adunarea de dimineață până seară. Obișnuim lucrurile astea, vă recomandă și vouă. După 20 de zile când nimeni nu a crezut și poliția și toți au făcut acte ca pentru mort, Dumnezeu l-a vindecat. Și au venit la mine, au spus, frate, vrei să-mi dai botezul? Da. Și când eram îmbrăcat în alb, se uita în balcon, erau tineri și au spus, voi să nu vă pocăiți cum am pocăit eu, știți? Am fost prieteni, pocăiți-vă din dragoste ca să nu pățiți așa ca mine. Acum băiatul ăsta mire și mireasa dintr-o familie de nepocăiți. Atâta a fost femeie, fata asta de bajocorită, de ocărâtă, de prigonită și am spus, mai vine un coace un pic, dar cum te-ai pocăit tu? Păi cum am pocăit? Eram la liceu și e doritoare de muzică, știți, cu muzica, cu căști, cum dăm din cap mergând pe drum și alte manifestări așa. Și spune că în pauze, 2 fete stau în bancă și îngânau o cântare. Și eu, pentru că iubesc cântarea, m-am dus și am ascultat. Și fetele acelea cântau o cântare, poate să știe. Încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu. Și pentru tine la Golgota a murit Fiul lui Dumnezeu. O, vino azi! Și el întreba, dar ce cântare asta? E de la noi, la pocăit. Dar merg și eu. Și-o mers și-o rămas pocăită. Acum Anania era mire, ea era mireasă. Un har, o ungere de la Duhul Sfânt a fost în ziua aceea. Știți de ce? Că 2 fete nu cânta manele. 2 fete pocăite nu cânta muzică ușoară. El s-a lipit una de alta și spunea, încă mai este loc la cruce. Poți tu să cânti asta? Eram în față, eu n-am voce. Am cântat eu la cor, dar când s-a făcut o selecție, m-a dat afară. Eram în fața turii, cu inginerul, cu toți. Și am găsit un om de la oastea Domnului, cu o voce bună. Și el spune, Dragoș, cântăm o cântare, cântăm. Măi, am cântat în fața turii, stăteau și șefii și toți, nu spunea nimeni. Am cântat câte o cântare veche, o cântare de la oaste. Haideți spre patria cerească. Știți că unii lăcrimau, hitau. Zic, Domnule, n-am nimic cu voi, n-am nimic cu voi. Și de atunci atât îmi spun părinții pe acolo. Am avut un coleg de serviciu care a ajuns președintele societății de cale ferată, al doilea după Miron Mitrea. Când venea în control, ăsta era teroare cu el, cu 10 inspectori, cum venea și vine la depou și mă vede în mine și spune, să rămână, părinte. Și eu zic, crești mare, fiule. Acum toți mă salutau, nu știa cine sunt eu. Mă, dar nu-ți fii rușine cu pocăința. Ăsta e Dumnezeu, asta e cântare, asta e rugăciune. La noi avem tineri în sat și ieri veneam de la o casă și am luat o fată care a cerut botezul. Toată familia nepocăită, în clasa 11-a. Și vin nepocăiți, dar știi de ce? Eu pentru asta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Și Domnul să ne ajute pe toți, amin? Și în al treilea rând, mă mai spun un secret. Noi ne-am născut aici, dăm niște examene și de aici plecăm. Cerul va fi plin.
în fericirea veșnică, înainte așa de mult să predica de venirea Domnului, așa cântări frumoase și așa mai strigau frații prin adunare, vino Doamne, dorința noastră, dorul nostru este să vină Domnul să ne ducă acasă, amin? Și într-o zi, Domnul va veni și ne va duce acasă. De asta am venit noi pe pământul ăsta. Noi am venit numai să dăm niște examene scurte, câte lungi nu știu. Nu sunt 10 zile, săptămâna trecută am înmormântat la noi un băiat de 14 ani. O ieșit cu Sania, unul din cei mai buni băieți. El omnit la noi, cânta la mandolină, cânta în orchestră și când se dădea cu Sania acolo pe drum, la vale, îmi spunea bunicul, era cel mai ascultător, era primul pe clasă la învățătură, un model. Și când se dădea cu Sania așa, s-a izbit cu pieptul de un mal și a rămas mort pe loc. Când povestea mama lui, așa l-am luat în braț, un băiat de 14 ani, am văzut că nu mai suflă și mi-a dat Dumnezeu putere, m-am dus și l-am dus în casă. Și au fost mulți, am înmormântat. O trăit numai 14 ani, alții trăiesc 100 de ani. Noi suntem aici să dăm niște examene, de asta am venit. Noi am venit pe pământul ăsta ca să ne facem temele, să ne dăm examene și Dumnezeu când se uită la noi spune, no, de acum veniți acasă. Eu aștept ziua aceea. O așteptați și dumneavoastră? De ce ne-am născut noi? Noi ne-am născut prin noi să exercite Dumnezeu putere, autoritate. Și ăsta mi-e gândul principal. Frați și surori din Cluj, nu vă temeți. Lasă să teamă cine vrea, dar voi să nu vă temeți, amin? Eu făceam serviciu și veneam la ora 2 noaptea în marginea Sucierii și de acolo mergeam la sora, mama lui, la sora mea ca să mă culc, n-aveam mașină, mă până acasă. Și era o pădure, așa, și o luam pe cărare și odată îi spun la nevastă, dar pe unde mergi? Păi la ora 2 am luat pe cărare și i-am spune, vai de mine, n-ai mers la 2 noaptea prin pădure. Dar ce are? Cum să te duci? Dar ce are, măi nevastă? Spune, măi, dar puteai să iese cineva înainte. Păi măi nevastă, eu cu geanta în mână fluieram pe cărare la deal și dacă vine unul prin pădure, trebuia să teamă el de mine. Se spune problema, măi, cine fluieră prin pădure la ora 2 noaptea? Să fugă el de mine, de ce să mă tem eu de el? De aceea să ne dea Domnul un duc de tărie, amin? Ne-am născut să mărturisim de adevăr. Ne-am născut să ne facem temele, să ne dăm examenele și să plecăm la adevărat acasă. Doamne ajută-ne, amin! Amin.